Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere de astă dată pentru luna februarie. Și apoi voi continua cu zodiile care au rămas nefăcute. Începeți și vă gândiți. Aveți trei posibilități, trei alegeri eventual. Dacă vreți să le ascultați pe toate trei, stabiliți pentru ce ar putea să fie. Pentru relația voastră cu cineva, pentru relația voastră cu banii, pentru o relație bani sau profesie, pentru sănătate sau pentru dragoste, dacă chiar vreți să le alegeți pe toate, nu alegeți și haideți să vedem ce îmi place de acolo, ce place de acolo, pentru că totul sunt mesaje care s-ar putea să nu vă convină, dar să aibă un rost. Și în general, chiar dacă nu rezonați și totuși vă place să ascultați, ascultați că poate e ceva de învățat. În cazul în care nu vreți să ascultați și nu rezonați, ascultați în altă parte, că sunt suficiente canale. Nu uitați că etalările nu sunt doar pentru februarie, chiar dacă acum vine mesajul, se manifestă în timp, la unii mai repede, la alții mai puțin, mai încet vreau să zic. Și uneori persoanele despre care vorbesc să fie chiar voi, sau când vorbesc despre voi, să vorbesc despre alte persoane, să fie etalare în oglindă. Așadar. În principiu, aveți numărul 1, această piatră, da? Rotundă, 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 și am ales aceste de cărți care tot un element circular are. Acest colier de turcoaz, chiar e turcoaz, pentru cine știe ce înseamnă turcoaz, cu atât mai bine. Și aceste cărți, tot cu albastru, bleu, și ametistul meu, drag. Și turcoazul mi-e drag, dar ametistul parcă mi-e și mai drag. Și aceste cărți cu cele două elemente, apropo de violet, de lila. Așadar, vă puneți pauză, vă alegeți. Eu o să-mi pun cărțile deoparte. Cred că e mai bine așa. Scuzați-mi, gălăgia. Și noi să vorbim despre numărul 1. Din punctul meu de vedere, cred că sunteți pe cale să încheiați un capitol. Probabil că unii dintre voi mi-aduce aminte această piatră de lume. Ați călătorit prin lume sau ați visat să călătoriți sau v-ați informat despre lume. Variază de la om la om, pentru că fiecare călătorește în felul său. Alții prin cărți, alții chiar faptic. Dar ați călătorit, ați experimentat multe și încheiați un capitol mare, pentru că lumea este un mare capitol, o carte, să zic, dintr-o trilogie, dintr-o serie. Și urmează să lansați, să concepeți eventual altceva. Altceva, eventual să vă folosiți experiența și să... M-am întrerupt pentru că mi-a atras atenția umbra acestei pietre. Poate că ar fi o avertizare să vă analizați umbra. Să vă analizați umbra înainte de a începe acest nou capitol. Ce umbră ați lăsat! Cât este de mare umbra, cât este de mică, cu ce vă ajută. Știți, să meditați un pic la umbra voastră. Asta mi-a atras atenția acum. Haideți să vedem. Parcă a apărut o carte, dar magicianul. Și la capătul setului de cărți, fecioara, eremitul, cu magicianul și eremitul, scuzați-mă un pic, ambele reprezintă zodia fecioarei. Magicianul mai reprezintă și alte zodii, dar eremitul susține zodia fecioarei și... Iar apare elementul muncă, casa a șasea. Însă, e o tăcere între voi și cineva. Între voi și o persoană iubită este o tăcere necesară eventual ca celălalt, unul dintre voi, să se transforme, să muncească. Apropo de ce am zis, că urmează să creați ceva, voi sau persoana cealaltă. O dragoste care vă vindecă, o dragoste care pare de neatins, care e la distanță și totuși, care atrage multe frici, va atinge multe puncte sensibile. Însă ideea este că a venit acest magician. Sper să aveți toate instrumentele necesare să manifestați acest nou. Că am vorbit de o lume veche și o lume nouă. Urmează, vedeți, tot așa o lume. Urmează să vedem ce creați, pentru că magicianul manifestă, creează.
Însă înainte să încep să citesc cărțile, bine, pot să fie și gemeni, dar nu special am văzut fecioară, gemeni, vărsător, peștrac, scorpion și ceva semne de foc. Leu, berbec, săgetător. Dacă asta vă mulțumește, dar mie nu-mi place să zic. Stați un pic să mai beau un pic de cafea. Ok, de ok. Cuinii place când zic ok, de ok. E problema voastră. Se ascultă în altă parte. Hai să vedem numărul 1. Numărul 1. O dată. Două ori. De trei ori. E o chestiune la distanță, probabil. Unii dintre voi poate că ați fost ca păsările migratoare. V-ați mișcat în funcție de vreme, de vremuri. O, 15. Numărul diavolului. Apropo de umbră, vedeți? Mai, mulțumesc mult. 5 și cu 1, 6 am văzut și îndrăgostiții. Ceva s-a întâmplat anul trecut, poate chiar la cu 2 ani, dar cu 2 ani, dar și anul trecut în mod special. Însă am zis eu, analizați-vă umbra, pentru că poate că aveți mulți dușmani, poate că în tot ce ați experimentat până acum, v-ați ales și cu ceva adicții, cu ceva elemente toxice și da, sunteți puternici, nu zice nimeni că nu sunteți puternici, dar dacă vă folosiți doar aspectele negative, e păcat, e păcat, acelea ar trebui transformate. Oh. 21, extraordinar, 21 este numărul, numărul pentru ultima carte, ultima arcană majoră din tarot care reprezintă lumea. 21 și 22, poate asta să vă spună ceva. Ideea este că după această încheiere de capitol, în care sper să vă analizați bine, bine, umbra, de ce ați atras anumite persoane, că poate voi ziceți, da, sunt ok, sunt bine, sunt lumină și atrag totuși figurii toxice, ceva mai e acolo de vindecat, da? Nu intru acum în detalii, poate cu, la alte etalări, pentru că mai am încă două numere de făcut. Și, dar, o nouă cale se arată, apropo, 22 se însemne ceva, iar 3 înseamnă călătorie, comunicare, la distanță. Da. Am zis eu, poate ar fi bine să stați în preajma oamenilor care vă vindecă, care vă alină, este steaua, deși, interesant, în aceste de cărți, steaua are numărul 16, numărul turnului. Ce simt aici? 13, 36 și 16. Toate multiplu de? Trei, eventual. Poate, da, interesant, eventual. Stați un pic, stați un pic să simt. Posibil în acest nou capitol ar trebui să vă gândiți bine călătoria pe care o veți continua prin viață, prin lume. Această călătorie să vă ajute 13, să vă ajute să vă vindecați copilul interior. Poate unii dintre voi ați plecat prin lume pentru că v-ați simțit traumatizați din copilărie. Dar e interesant că apare această femeie cu 3 cruci, apropo de 3. Cu 3 cruci, care probabil că s-a transformat. Energie feminină, nu musai femeie, dar poate să fie. Care s-a transformat pe sine și care poate să transforme și alte persoane prin experiența sa. Poate sunteți voi, poate este o persoană din preajma voastră care vă poate înțelege, empatizează cu voi. Dar interesant că această vindecare vine într-un mod neașteptat. Nu știu dacă a venit, urmează să vină, totuși 16 ține de numărul acestui an, dar da, apare un anume tip de renaștere, de împăcare, de stabilizare. Probabil că toate aceste elemente, stabilizarea, renașterea, transformarea, oh, ce văd aici, vor veni într-un mod neașteptat. Însă, situația, da? Am zis, în februarie, analizați-vă un pic
tendința de a fi poate prea posesiv, poate prea atrași sexual de cineva. Diavolul e diavol. Ne. Ia uite, ce frumos, 21-21, cineva vă ghidează. Aveți totuși o protecție ancestrală. Și când zic ancestrală, vreau să spun de mii de ani, ceva ce ține de cultura egipteană sau chiar sumeriană, pentru cine are cunoștințe generale cât de cât. Mai degrabă egipteană, dar în fine. Nu știu totuși ce legătură. Ori sunteți în relație că două persoane diferite. Unul este în lumină, celălalt e în întuneric. Ideea este că, exact ce am zis mai devreme, analizați-vă umbra ca să puteți să creați această nouă lume. 21 am zis că este o încheiere de capitol. Ați trecut prin multe, eu știu, mări, oceane, munți, multe greutăți, multe situații emoționale, tulburi. Dar în această perioadă, poate ar fi bine să fiți atenți ce voi citi la portalul 2-a-2-a și la, sper să nu uit, 22-a-2-a. Ar putea să fie o persoană total diferită de voi. Repet, ori voi sunteți în lumină și aveți a face cu energie toxică, ori pe care încă trebuie să o vindecați, să analizați de ce apar asemenea persoane, de ce nu vă lasă, de ce nu vă scutesc, în fine. Da? Ori voi sunteți în energia aceasta și e o altă persoană, într-o altă vibrație total diferită, o mare protecție, o mare, mare protecție. Eventual, poate această persoană să vă protejeze, rămâne de văzut. Persoana pe care vă puteți baza, 19, e o persoană pe care vă puteți baza. Interesant, și o persoană în care, în jurul acestei persoane, toată lumea se schimbă. Și când vorbesc de toată lumea, nu mă refer musai la oameni și oameni. Într-adevăr, se pot schimba în preajma acestei persoane, dar vorbesc că în preajma acestei persoane, ori sunteți voi, ori e persoana la care vă gândiți voi, lumea e altfel. Da, trăim vremuri de criză, războaie, situații toxice, umbre, da? În preajma acestei ființe, eu protecție, are o protecție specială și reușește să creeze ca o altă lume. O altă lume într-o lume veche. În preajma acestei persoane, dacă totul este tulbure, aici este lumină, este armonie, este blândețe, este kindness, amabilitate. O persoană pe care vă puteți baza. Interesant. Cum să pun eu cărțile? Să le pun așa, da? Și atunci remitul înseamnă, da, să vă analizați umbrele. E un proces destul de greu. Ați călători, da, călătorește remitul. Călătorește pe jos și, apropo de stea, ajunge la stea foarte greu. Dar în această călătorie își descoperă lumina. Are un far, are protecție. Poate că cineva vă ghidează. Chiar dacă e distanță între voi, chiar dacă e tăcere, poate chiar această dragoste, sufletul vostru pereche, cunoscut sau necunoscut, hai să vedem, ia uite ce a ieșit, turnul, interesant, un eveniment neașteptat. Dacă a fost o separare, separarea între voi și cineva a fost necesară ca să se reconstruiască fundația, n-a fost... ceva nu a fost în regulă. Și pentru ca celălalt, unul dintre voi, să se trezească. Și nu e ușoară trezirea asta, că vine într-un mod neașteptat, 15-16 tot a apărut. Am văzut și mai devreme. Interesant, am pus turnul lângă magician. Cineva se trezește la o nouă conștiință, că de fapt poate să-și creeze viața. De fapt, el, noi ne creăm viața, da? Iată, regina de bâte. Energie feminină foarte pasională, foarte creativă, foarte atractivă, magnetică, probabil de care vă simțiți atrase, eventual. Sau poate sunteți voi. Hai, odată, numărul 1. De 2 ori. De 3 ori.
Iar apare eremitul. Tăcere și multă muncă. Asul de băte. Doi de băte. Nu eremitul, marele preot. Probabil că ține de eremit. Cine are marcaj în fecioară, probabil că e influențat de familie. Acum zic până nu uit. Pe urmă, ce mai fi? Și temperanță. Cu regina de băte, cu dânsul. Dânsul, diavolul. Probabil că este o atracție foarte mare între voi și cineva. Însă această atracție vă pune să alegeți și este grea alegerea. Trebuie să alegeți între acest foc pe care eu îl asociez cu această figură. Aici este lumină. Trebuie să alegeți între familie și această pasiune, atracție dintre voi și cineva. Poate să fie și un nou proiect. Poate să fie și o idee. Poate să fie și trezirea voastră, pentru că turnul, uneori știți voi, trăsnetul, când lovește în turn, ați văzut trăsnetul lovind turnul, poate să provoace flăcări. Doar știți, nu? S-a mai întâmplat azi. E o trezire care produce daune la nivel de tradiții, de construcții vechi, dar care e foarte necesară. E foarte necesară. O să clarific. Însă, deocamdată spun primele mesaje. Și apoi temperanța. Temperanța, am spus, este de-a lungul timpului, pentru cei care știu. Temperanța este singura care anihilează efectele negative sau comportul negativ al acestui diavol. Asta înseamnă răbdare, meditație, echilibru, o viață sănătoasă și mai ales conexiunea cu îngerii, cu îngerii de lumină, da? Că sunt și îngeri care nu sunt de lumină. Cu aia e conectat, la aceea este conectată această energie toxică, negativă. Conștient sau inconștient? Chestiune de posesiune. Nu posesivitate, posesiune. Însă apare temperanța. Am zis 4 cărți, pentru că în principiu într-o lună sunt cam 4 săptămâni. Așa am gândit eu, 4. Temperanța înseamnă și împăcare în cazul în care a fost o separare. Separare în care unul dintre voi, să zicem că voi ați fost puși să fiți la răscruce de... ați fost aduși, să zic, într-un punct. La o răscruce de drumuri în care a trebuit să alegeți. Unde mă duc? Acasă sau spre acest foc care mă atrage, această pasiune, această chimie pe care o am cu cineva. Hai să mai vedem. La capătul set. Iar lumea, măi, deci nu se poate. Lumea. Încheiere de capitol. Dacă a fost un triunghi amoros între voi și cineva, da, sunt lacrimi, sunt decepții, e suferință, este dor, sunt regrete, dar încheiați această stare și vedem ce... Cu alte cuvinte, cu temperanță, am zis, se poate manifesta un nou început, un anume tip de împăcare. Dar depinde pe ce principiu. De-aia zic, analizați-vă umbra înainte să creați ceva. Interesant, vedeți că și aici este un glob. Dar nu în toate cărțile astfel de bâte are un glob, un fundal. Da? Uf, ce simt. Probabil cineva își dorește un copil cu acest personaj sau voi vă doriți un copil cu acest personaj. Asta e. Jupiter, îl văd. Poate Marte, dar Jupiter. În mod special. Hai să clarificăm astfel de bâte pentru numărul 1. Magicianul. Ia să văd cărțile. Reapare magicianul. Dorința de a manifesta ceva nou. Drăguț, iar eremitul. Probabil cineva are marcaj și iar cărțile pe care le-am văzut și le-am amestecat în fața voastră. Da? Voi vreți să manifestați un nou început. Vreți să lucrați la această relație de dragoste care, repet, vă vindecă. Vă vindecă de niște traume, am zis mai devreme, parcă nu, de niște traume din copilărie.
vă ajută să vă eliberați și să mergeți către versiunea voastră cea mai bună sau către abundență. Am văzut zero, da? Eu, femeie divină aici, uitați-o. Da? Împărăteasa. Femeia protejată sau femeia care protejează. E un personaj cu aură foarte puternică. Cu o aură foarte puternică. Și am repetat acest cuvânt pentru cine înțelege ce înseamnă aură. Magicianul. Clarificăm noi de bute. Șase de monede. Dar ia uite, iar apare... Mai, deci nu se poate. Și amestec în fața voastră. Aici e o chestiune la care vă gândiți obsedant. Cum să muncesc pentru această relație, pentru această colaborare? Pentru poate să fie și prietenii, dar simt că e vorba de dragoste. Care pare de neatins. Am văzut eremitul. Pare de neatins, dar totuși o vreau. Ceva de genul ăsta. Vreau să mă bucur de această dragoste, pentru că e o dragoste adevărată. Și dacă ar fi atracție sexuală, este o atracție sexuală care vindecă, care se manifestă sănătos, nu toxic, pentru că, știți, sunteți oameni maturi, sunt atracții care devin toxice, în care oamenii deviază de la normal, și atracții care sunt binefăcătoare și sacre. Trebuie să folosesc și cuvântul ăsta. Hai să vedem. Clarifică marele preot. Șapte de Wow! Oricineva ascuns, iau te regele de monede, asul de cupe, iar apare elementul pământ, dacă tot am vorbit de fecioară, probabil că se regăsește și elementul taur sau zodia taurului, ceva capricorn, mai degrabă, Venus în taur, soare în taur, ascendent în taur și fecioară, în mod special. Cu diavolul și capricornul, da. Cineva ori ascunde, nu știu dacă sunteți voi, cineva ascunde ori faptul că este căsătorită sau că are un soț, ori... Ori... Da, e chestiune de casă. Oricine are de ales între acest nou început sau această nouă pasiune și o casă, o familie. Casă, patru de bute apare și familia. Marele preot. O structură tradițională, chiar dacă e neortodoxă. E tradițională. Oamenii se căsătoresc, fac copii, dar nu știu de fapt ce au făcut acolo, că n-au grijă nici de copii, nici de nimica. Dar, dragii mei, e o familie în care se minte, se fură, se practică lucruri nesănătoase. Da? Și atunci. Da, este greu să alegi, pentru că, în general, noi ne-am obișnuit, am fost educați în acest mare preot, noi suntem educați. Cineva a fost educat greșit. Prin contraexemplu, ceva de genul ăsta, sau prin exemple negative. 5 și 15, da? Interesant. Nu știu dacă Când am vorbit despre vibrația anului 2022, nu știu dacă v-am vorbit. Sau 2021. 15, uitați-l, magicianul și marele preot. Este falsul preot. Este falsa stabilitate. E de fapt, aici nu este o legătură sacră. În acea familie nu e o legătură sacră. Este o legătură toxică. Am intrat în problemele voastre de familie, pare rău. Da, așa arată. Și probabil din acest motiv este greu, pentru că, într-adevăr, e greu să renunți la familia în care te-ai născut. Sau căsătorie, eventual, dar cred că e mai degrabă familia. Să fac diferența între familie, ca și mediul în care ne-am născut, și căsătorie, da? Da, este greu.
Dar este greu. Și 6 de monede, nici acesta nu mă ajută foarte, sau nu vă ajută, pentru că trebuie să dați financiar, cel puțin în două părți, cel puțin în două părți. Și nu știți că vreau să-mi ajut și familia și neamurile și cine mai eu fi, dacă e vreo fostă căsnicie, fost soț, foști, foste, neveste, ce-or fi, vreau să investesc și în această, da, să investesc. Magicianul are nevoie de bani și de emoții și de minte și de pasiune, dar are nevoie și de multe, de toate resursele, nu? Și e greu. Interesant. Da, doi. Poate la portalul a doua să găsiți, să vă ajute, acea etalare să vă ajute să alegeți totuși. Pentru că totuși cineva, ia uitați, vrea să lasă o casă la distanță, poate peste hotare, nu știu, e o casă la distanță, dar la, în această nouă lume se vrea reconstrucția într-o anumită formă. În ce formă? Într-o formă în care doi oameni sunt puternici. Într-o formă în care... Ia, stai să vedeți. Doi oameni... Nu, aceasta e mai din urmă. Le-am respirat. Doi oameni sunt puternici, da? Da. Și sunt în stare să-și schimbe destinele. Doi oameni, două suflete pereche. De fapt. Unul e mai evoluat, celălalt mai puțin evoluat, dar împreună, cu dragoste, pot să schimbe energia. Cu alte cuvinte, pot să cucerească. Pot să cucerească împreună ce își propun. În mod special, energia masculină își dorește să se gândește obsedant. Apropo de diavol, se gândește obsedant la această dragoste. Și-ar dori să fie interesant să o conțină. Eu așa simt acum să-ți transmit, pentru că să fie stabil în această nouă relație. În această nouă relație să fie stabil. Pasiune, evident. Și ce vreau să spun că o conține? Cupa e materie, apa, de fapt. Este emoția, este spiritul, este sufletul. Cineva vrea să fie consistent în această relație. Poate că n-a fost, poate că a învățat acasă lucruri ilegale, neserioase, lucruri neonorabile. Dar hai să vedem, totuși temperanța trebuie să desfacă, pe urmă să amestec și pierde mesajul, temperanța. Temperanța. Ia, eremitul, interesant, Sodia Fecioară iar apare. Aici. Aș spune că după o perioadă de tăcere ar putea să fie o împăcare între voi și acest personaj. De ce? Pentru că inițial ce ați început, acest foc, a fost început, să zic, greșit. Pe principii, fără principii, mai bine zis. Pe coordonate manipulatoare. Eu simt că aceste cărți care sunt jos reprezintă faza sau începutul, dinainte de turn. Acum, în februarie, puteți să reconstruiți, dacă alegeți corect, dacă alegeți să fiți stabil, dacă alegeți să credeți în energii superioare nouă și benefice, nu doar negative, dacă alegeți să vă vindecați de toxicitate, voi sau cealaltă persoană. Aveți multe de vindecat din familie, asta e clar. La această concluzie ajunge și eremitul, în această însingurare. E o însingurare prin care treceți, ați trecut. Dar aveți nevoie de această nouă pasiune, de această nouă... Aveți nevoie de căldură, pentru că eremitul, știți ce simt? A călătorit prin lume, a văzut multe, e în umbră, dar vrea să iasă la lumină. Asta simt. Vrea să iasă la lumină, la cădură, de-aia a apărut asul de pute. Și această pasiune pe care am văzut-o mai devreme, sau acest personaj la care vă gândiți, posibil nouă de monede, independentă, că e energie feminină, să zicem, cu acest personaj vreți să lucrați.
Vreți să lucrați. Și dacă au mai fost alte persoane între voi și ei, persoana, să zic, dați-mi voie să zic persoana dragă, persoana care vă inspiră, dacă au fost alte personaje, vreți să le lăsați în urmă. Vă dați seama că triunghiurile amoroase, că alte elemente, al treilea, al patrulea, al cincilea, nu mai, deci vă bruiază. Și acum vă gândiți, uite, eremitul se gândește, șapte de monede se gândește, regele de spade se gândește, vă gândiți cum să comunicați ceea ce simțiți și grijile, dar și speranțele. Cum să echilibrați, cum să vă stabilizați, cum să fiți corecți. Da, e dorința de împăcare. Hai să vedem cât am vorbit mai. Hai, făcuță. Ia, clarificăm. Am văzut șapte de monede. O dată, de două ori, de trei ori și de ori. Ia uite, moarte și renaștere. Da, trebuie să moară acea entitate negativă sau obiceiurile toxice. Ia uite, 10 de bute, 8 de cupe și 9 de spade și 4 de spade. Da, iar eremitul, varianta mică, 4 de spade. Da, vă veți înfrunta demonii, exact ce am zis mai devreme. Demonii și mulți vin de acasă, din educație, din falsa religie pe care ați primit-o, unii dintre voi. Și până la urmă veți renunța la toate lucrurile care vă consumă, care vă... obosit. Și veți iniția, vedeți, aici este un as de bâte. Veți iniția, e chestiune de... a face primii pași, de a renunța la vechi ca să inițiați noul. Vă veți elibera de cupele care nu vă satisfac, de lucrurile și oamenii care nu vă satisfac, nu vă aduc fericire și veți merge totuși către autocunoaștere, către dragoste și stimă față de voi, pentru că fără aceste lucruri nu puteți manifesta acest început, clar. Vă veți înfrunta demonii. Veți da cu ei de pământ. Noaptea când mai vine câte un gând, îl veți pune la punct. Glumesc un pic, dar cu credință. Cu credință, nu oricum. Aici este un as de spade cu credință, cu luciditate. E un adevăr pe care trebuie să-l rostiți față de voi și de fricile voastre. Și de cei care v-au mințit, interesant, și de cei care v-au mințit și v-au terorizat, cineva a fost terorizat acasă. Prin chestiuni tradiționale, că vai, familia e mai presus de orice, sau că vai, că Dumnezeu, deci știți concepte de la fanatice. Iar e o chestiune de fanatism aici. Și patru de spade. Veți începe să vă ordonați după aceste renunțări și luptă cu demonii, exact ce am zis mai devreme. Vedeți cum se confirmă, da? Veți începe să vă puneți în ordine gândurile. Să vă apropiați de lumină mai mult, să ieșiți din întuneric eventual și să vă împăcați, să vă vindecați, să vă echilibrați în primul rând cu temperanța. Să vă echilibrați. La cap, ia uite, 10 de cupe și marea preoteasă, vreau să zic. Nu e, dar probabil că e o iubire secretă deocamdată. Este împărăteasă și trei de cupe. Clar, unii dintre voi vreți o familie fericită, cu eventual cu această femeie specială, nu știu, probabil, da, foarte puternică. Da, vreți, ia uite, asul de cupe, trei de cupe, vreți și știți că fără, exact ce am zis eu, știți, nu trebuia să vă zic eu, acum doar vă confirm. În principiu știți ce aveți de făcut. Am vorbit mult, asta. Sper să vă fie de bine. Dragostea îndură și cereți ajutorul. 14, apropo de temperanță și de marele preot, într-un anume fel, varianta sa bună. Ar fi bine, eventual, dacă... Ar fi bine să cereți ajutorul cuiva. Poate această persoană care poartă în mâini lumina,
și care e protejată și care are o înțelepciune. 2 și cu 1, 3, am văzut împărăteasă. Este și mare preoteasă, și magician, și împărăteasă. 3 într-1. Da? Magicianul este aici. 2 este marea preoteasă, că am zis marea preoteasă și era de fapt împărăteasă. Da? 3 într-1, această femeie. Sau energie feminină. Da, și cereți ajutorul și veți înțelege de ce a trebuit să îndurați ce ați îndurat și veți descoperi noi înțelesuri referitoare la dragoste. Și nu uitați, deschideți Biblia la capitolul 1 Corinteni cu 13, prima carte din Corinteni cu 13, e un citat superb, în care spune: dragostea nu renunță și nu-și pierde credința. Poate măcar de dragul iubirii să vă regăsiți credința pe care unii dintre voi v-ați pierdut-o. Dragostea este plină de speranță și stă în fața orice situații. Cu alte cuvinte, veți fi în stare să vă apărați iubirea și oamenii pe care iubiți, nu oamenii care vă manipulează acasă, că vai, că Dumnezeu a zis cu tare sau că nu-i bine să te desparți sau că mama și tata sunt mai presus pentru că ei te-au crescut. Băi, sunt atâți părinți care nu au crescut copiii cum se cuvine. Așadar, vă rog frumos, aici e o problemă de credință, de cultură, de fanatism. Nu spun acum ce fel de religie, că în orice religie există și variante toxice. Vorbi foarte mult, dar ia uite. Descoperiți latura voastră amabilă prin acest personaj eventual. Prin acest personaj. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Acum, hai să strâng. Ce frumoase cărți au venit, da? Numărul. Unde să pun? Până aici. Ce care ați rescuzați în gălăgia numărul 3? 2, pardon. Poate vreți să ascultați și 3. Eu mă bucur. Cei care ați ales numărul 2? Ați ales acest colier de turcoaz. De turcoaz, nu mai știu. Asta, dar nici nu știu de fapt asta cu roșu ce înseamnă. Mi-a mai plăcut că e un magenta mai închisă. Oh. Dar turcoazul... Turcoaz. În primul și în primul rând, probabil că unii dintre voi vă gândiți la perechea voastră, la sufletul vostru pereche, amândoi trebuie să vă, separați, nu vreau să zic să vă transformați, dar și separați, probabil că v-ați separat ca să vă transformați. Interesant. Intuiția a ieșit. 3 și cu 7, 1. Trebuie să manifestați intuiție, să vedeți dincolo de aparența de măști. Poate că cineva încearcă să se bage între voi, da? O persoană falsă, mare grijă, între voi și sufletul vostru pereche, să vă separe. Cineva încearcă să vă separe, eventual. Dar folosiți-vă intuiția. Opa, șarpele. Puteți să manifestați, să creați schimbare și să atrageți adevărul în viața voastră. Dacă unii dintre voi învățați să comunicați într-un anume fel. Dacă unii dintre voi învățați să comunicați într-un anume fel. Hai să vedem situația prin care treceți în această perioadă. Am văzut banii, probabil chestiuni care țin de bani, dar numărul 2. Numărul 2. Odată. Că nu m-a așteptat. 24, nu m-a așteptat, s-a grăbit să vină. 24 ține de dragoste, da? Femeia cu inima. Cu inima deschisă. Și la capătul setului de cărți 10, niște necazuri, niște accidente, niște greutăți. Cineva va... dușmani care v-au înorat cerul sufletului, să zic. Oameni care s-au băgat între voi și sufletul vostru pereche și oameni care v-au mâncat sporul. Fiți atenți la oameni. Dați banii în niște direcții greșite unii dintre voi. Dați banii în direcții greșite.
Eu o să încerc să pun pauză dacă se decalează sunetul, îmi pare foarte rău. Sper. Da, sper să nu se decaleze sunetul, uneori mi se întâmplă, nu știu de ce, dar aș spune că o să depășiți necazurile. Veți recrea, vă veți recrea inima, interesant. Și unii dintre voi veți permite. Iubirii să se manifeste. Chiar dacă persoana cealaltă încă nu este în lumină, este în transformare, poate încă a treia persoană este prin preajmă, dar încet, încet aș spune că dar vedem. Da, se va afla adevărul. Și veți manifesta înțelepciune într-o situație. Da, veți primi reciprocitate, da. Încheiați un ciclu mare și voi. Dacă mai e o altă persoană sau o altă situație, persoana poate să însemne și mama și tata care se bagă în relație, da? Sau copilul care are aere, care are fițe și se vrea, e mai egoist din fire și vrea atenție. Oricine poate fi cealaltă persoană. Ascultați-vă intuiția și eventual citiți un pic despre Bastet. Interesant, steaua se poate vindeca. Cavalerul de spirale. Dacă aveți de-a face cu un aventuros, acesta se poate vindeca. Se poate vindeca. Cu răbdare, știu. Odată. De două ori. Poate cineva are de-a face de trei ori. Poate cineva are de-a face cu un personaj aventuros și este la distanță, dar stea înseamnă și vindecare. Psihe. Interesant, iar apare psihe. Transformare. Acel eros se transformă în această relație, pentru că această relație de dragoste. Acel eros. Ascultați eros și psihe. Sper să nu uit să pun la sfârșitul etalării. E o poveste de dragoste în playlist. Ia uite, împăratul. 9 de monede. Eremitul. Și regina de spade. Simt o femeie care a părăsit casa. A părăsit casa. A părăsit casa natală, împăratul. Stabilitatea. Ca să-și descopere povestea vieții, ca să devină independentă. A plecat în lume, a lăsat fundația. Interesant. Are multe de povestit. A devenit mai înțeleaptă. Am văzut cu înțelepciunea, da? Cu înțelepciunea. S-a schimbat foarte mult, a evoluat. Și a creat viața și a recreat iubirea, felul în care iubește. Probabil că a fost dezamăgită de un soț, de un tată. Sau de un bărbat pe care l-a văzut ca pe un viitor soț, ca pe un tată. Are un complex al bărbatului, al tatălui. Mai căutați în psihologie. Da? Ori tatăl a fost foarte strict, foarte protector, ori dimpotrivă a fost excesiv în anumite chestiuni și a plecat. Sau dacă nu tatăl, soțul. Sau poate amândoi, că în general cam așa se întâmplă. Până te transformi și până te vindeci. Și această femeie cam stă singură. Cam stă singură, dar stă singură pentru că are o lumină de manifestat. Ia uite, lucrează la transformarea vieții ei. Ceea ce lucrează, transformă. Pentru că ea se transformă continuu. Regina de spade. 9 de monede. Are bani, prin muncă proprie, a pornit de jos și crește, crește, crește. Cu măsură, cu înțelepciune. Poate că au existat perioade de exces, dar aș spune că s-a înțelepțit. Simt că e vorba de o femeie care a lăsat în urmă un bărbat puternic. Poate v-ați întâlnit cu bărbatul, eu știu, ideal. O să clarificăm. Dar din niște motive, dacă v-ați întâlnit, a trebuit să-l părăsiți. Intuiția v-a spus că ceva nu e în regulă, cel puțin în acel moment. Nu era timpul, eventual. Nu era timpul. Însă,
în această perioadă. Simt că e interesant acum, văd exact invers. Am început să vorbesc de ca și când spuneam o poveste, storyteller, apropo de eremit. Să țes cuvintele, de ca și când veneam din trecut și uite, am regăsit-o pe această femeie. Pasională, determinată, sobră, mentală, creativă, logică, stăpână pe ea în multe privințe. Un spirit bătrân, într-un trup tânăr, să zicem. Dar simt că în această perioadă o să vedem la clarificare, dar este un mesaj, rămâne valabil pentru unii dintre voi. Simt o reîntoarcere acasă. O reîntoarcere acasă. Dar hai să mai vedem. Ia uite, apropo de casă, 3 de monede. Într-o casă erau 3. Mama și cu 2 fete, mama și cu 2 băieți. Erau 3. Dar această casă s-a dărâmat. S-a dărâmat pentru că ceva nu era... Trăiați niște iluzii, 7 de cupe. Trăiați proiecții. Da, trăiați proiecții, o iluzie a fericirii, nu? Și a trebuit să schimbe roata ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Hai să vedem, totuși. Împăratul. Clarificăm împăratul. Ups. Puterea. Clarificăm 9 de monede. Ia uite. Spânzuratul. Clarificăm eremitul. Turnul. Da, o separare, un divorț, ceva neașteptat v-a determinat să intrați în această sobrietate, în această izolare, solitudine cu eremitul, dar foarte necesar ca să înțelegeți multe, să ajungeți la înțelepciune. Și aveți multe de povestit. Ca să vă vindecați emoțional. De o chestiune de acasă, de o chestiune cu banii, poate de obsesia pentru bani, poate de obsesia pentru stabilitate, pentru job, pentru poziții financiare, nu știu. Regina de spade. Că nu știu exact cum se așează această informație în viața voastră. Interesant. Zero. Zero. Eroul sau Merlin. La capătul setului de cărți, soare, moartea, 10 de spade, dar multă suferință. Poate că încă o mai simțiți. Dar aveți determinare în această perioadă, imediat vă zic, încă o multă suferință. Poate că în anul tigrului, care se încheie, v-ați simțit izolați. Poate că a mai fost, nu știu în ce zona globului ați fost sau pe unde ați fost izolați sau v-ați izolat în suferința voastră. Însă a apărut în ultima vreme, să zic, o undă de speranță, cel puțin o rază de speranță. Sau un moment de fericire care vă aduce transformarea, care vă ajută să vă vindecați. Poate un personaj în viața voastră care vă înseninează zilele din când în când și de fiecare dată vă mai schimbați, vă mai vindecați împreună comunicând cu valetul, comunicând cu acest personaj. Da, acest personaj vă ajută să vă transform. De transformat, oricum v-ați transformat, să alchimizați situațiile triste, negative, să le alchimizați în ceva, pentru că și aici fluturile vorbește despre transformare. Împăratul și puterea. Unii dintre voi probabil a trebuit să suferiți din cauza unui bărbat foarte autoritar, care acela variază, dar foarte autoritar, cu o poziție importantă, eventual profesional, șef, șefă sau eu știu ce-o fi fost, deși e bărbat în mod special, sau, din cauza sistemului. Pentru că împăratul reprezintă sistemul și aici puterea la fel. Legi,
reguli, în sistemul în care a trăit, în țara în care a trăit, niște probleme. Dar, repet, acestea v-au făcut mai puternice. Poate încă aveți încă mai aveți de suferit. E o suferință care se transformă, repet, în înțelepciune. V-ați sacrificat foarte mult, eventual, în acea relație sau în acel sistem. Poate să fie și un job, că am zis, împăratul poate să fie șef, în care a trebuit tot timpul să vă luptați, să demonstrați că sunteți buni, că sunteți bune. V-ați sacrificat, dar acum mergeți către independență. Faceți ceva. N-am văzut asul, dar uite, apare zero. Apare zero, momentul zero, la care vă gândiți. Gândiți o strategie. Gândiți o strategie. Cam ciudat sună, dar în fine. Gândiți strategic, mai bine zis. Gândiți strategic. Pentru că vreți, da, după acest sacrificiu, această perioadă de sacrificiu, am zis că vreți independența, sunteți puternici, lăsați, ați mai lăsat, nu e prima oară când lăsați, dar se întâmplă s-a întâmplat sau se întâmplă o trezire cu eremitul și cu turnul, o însingurare și o trezire și... Eu asta simt, nu e prima oară când treceți prin niște evenimente de-astea neașteptate, transformatoare, dar aș spune că acestea, turnul și apoi zero, tăcerea și apoi regina de spade, tăcerea și apoi comunicarea, o comunicare creativă și care transformă. Apropo de creativă, da, creativă, care schimbă și care aduce adevărul cu regina de spade, cu înțelepciune. Chestiuni care țin de reciprocitate, de încheierea unor cicluri, ale unora, vă luați informația cum vreți, vă rog. Nu pot să vă creez scenarii pentru toți, dar sunt niște mesaje. Cu alte cuvinte, în această perioadă, da, vă vindecați. Undeva, aș spune că acest soare apare nemanifestat, soarele stă în umbră. E dincolo de norii pe care i-am văzut mai devreme. A, uite aici, dincolo de nori e soarele. Poate că e o comunicare cu cineva, poate că sunt momente, am zis, raze de soare, dar vă bucurați de ele. Le prindeți în mână, vedeți ce frumos, le prindeți în mână repede, că vă dați seama, știți ce înseamnă lipsa soarelui, știți ce înseamnă lipsa bucuriei și atunci o prindeți repede, că asta e înțelepciunea. Să nu cumva să pierd adevărul, să pierd acest moment de bucurie, pentru că am trecut prin multe. Și asta face parte și din trezire. Cu alte cuvinte, separarea de anumite persoane sau de anumite, de adevăr, de lumină, de dragoste, vă învață cum să îl manifestați rapid, să o manifestați rapid această dragoste, această bucurie. Sper că sunt înțeleasă. Acușică. Dacă a fost tăcere între voi și cineva, a fost un moment de stand-by, dar cam prelungit așa, poate să dureze și niște ani de zile, posibil se va comunica, se va marca un zero, un moment zero, în care cineva va comunica. Interesant că la zero este erou, dar apare Merlin, care Merlin ține de manifestare, de magician. Se va manifesta. Cineva va risca, zero înseamnă risc nebun, da? Va risca și va manifesta o comunicare. Pentru că, repet, dacă a fost separare, separarea v-a făcut mai înțelept și v-a făcut să înțelegeți niște lucruri. Cam asta ar fi. Hai să clarificăm un pic. Ia, fuga. Deși mă adunai, minunii Mihail, unii smoni, Gabriel, unii lichnai, Uriel, unii ahurai, Rafael, Baal, Roșii și Hina. O dată, de două ori, de trei ori. Cineva vrea să elibereze o femeie care a fost legată într-o programare mentală. În ce sens? Poate chiar acest sistem. A fost legată. Cineva vă eliberează, doamnelor, domnilor, da, și vă pune pe un piedestal, eventual. E
E o transformare radicală. Apropo de erou, opa, interesant, erou și Merlin, și magie, și transformare, și manifestare. Cineva vrea să fie erou vieții voastre, ajută-ne. Dar, să pun cartea la loc. Pentru că vă iubește și mai ales pentru că v-ați păstrat sufletul frumos în pofida problemelor prin care ați trecut și încă mai treceți, să nu uităm, aici este o coasă. Poate ați fost la limita, v-ați întâlnit face to face with death. Da? Că avem aici. Dar, repet, ați devenit mai puternici. Am tăiat, da? Încheiați și voi un capitol. Zic și voi pentru că lumea a apărut și la numărul 1, dar mult mai pregnant. Însă, poate ați călătorit și voi în jurul lumii. Dar hai să vedem. Ia uite, asul de spade. Înțelegeți! Cine v-a oprimat, de ce v-a oprimat. În asta constă puterea la care veți ajunge în ultima vreme. Asul de spade, asul de, monede. Și momentul în care înțelegeți, puteți să manifestați independența. Un nou proiect, am zis, vă eliberați de acel sistem, de acea, eu știu, figură coruptă, coruptibilă, tiranică, în fine, impunătoare, nu știu cât e vorba de impunătoare, dar mai găsiți și voi sinonime, cum vreți voi. Că altfel mulungeți prea mult cu etalarea, da? Veți începe un proiect care vă va aduce independență, doamnelor și domnilor, eventual. Asta dacă vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, dacă vedeți toată acea experiență, toată acea stagnare, amânare, ca o situație sau ca fiind necesară ca să vă întăriți credința. Vin vremuri grele și fără credință nu faceți față. Interesant, și aici a apărut patru de spade, eremitul de două ori și turnul. Separare. Separare în care v-a fost greu, dar, repet, ați meditat. Ați meditat și ați găsit lumină. Și spânzuratul, iar apare de doar spânzuratul. Vedeți lucrurile altfel și dacă nu sunteți voi cealaltă persoană care vrea să fie erou vieții voastre, da, cineva vrea să vă ajute în momente de criză, să vă aducă lumină. Cineva vrea să vă aducă lumină, măcar câteva raze de lumină în viață. Să vă ofer un pic de apă, de emoție, de atenție și, repet, lumină. Ca apoi să vă dezlegați singur, interesant. Deși am văzut pe cineva care vrea să dezlege o femeie, acum simt că da, să manifesta singur, dar de apare magicianul. Dacă nu manifesta singuri, acest nou va fi cu cineva care vă ajută să manifestați. Da. De la distanță. Un personaj de la distanță. Care a trecut prin foarte multe, care s-a transformat și vrea să aducă dragoste, să se bucure de dragoste. Niște vești neașteptate despre cineva care sau de la cineva pe care i-ați refuzat sau care v-au refuzat ei. Posibil. Cineva care a fost refuzat revine în prim plan. Doritor să dea cu toți de pământ, eventual cu concurența. Vedeți? Voi știți. Mesaje de la îngeri pentru numărul 2. Choose love. 21 iar apare ca și număr încheiere de capitol. Zic iar că a apărut la numărul 1. Acolo mult mai des. Alegeți dragostea. Faceți alegerile din dragoste, nu din dorința de a avea stabilitate. Nu, din dragoste, ce vă place vouă, încercați să alegeți joburi, proiecte care vă plac. Nu mai faceți compromisuri, doamnelor și domnilor, vă rog frumos, o nouă dragoste, wow! 2 și cu 6, 8.
Da? Transformare. Am vorbit de transformare. Dar apare 24, care înseamnă 6. Frumos. O nouă dragoste se arată. Eliberatoare, aș spune. Îmbrățișați-o pe orice. Dacă nu e dragoste, poate să fie o oportunitate, o șansă de a face un job care vă place. Iar un job, un hobby, să-l transformați în job. Dacă e hobby, vă place, nu? Ia uite. Nu uita că ești iubit, iubită. Și calmați-vă emoțiile. Vor fi emoții, deși n-am văzut până acum emoții, dar probabil în momentul, probabil mai încolo, veți simți. Da, fiți atenți la detalii. N-am văzut prea multe emoții până acum. Dar, probabil că veți simți momentul în care acest personaj va vrea să vă salveze, să vă atingă, să vă îmbrățișeze, să vă sărute, să... Da? Nu pierdeți ocazia, că e păcat. Ați mai pierdut niște ocazii și cred că regretați. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Când s-o manifesta această nouă dragoste, poate să fie și după februarie, eu știu. Dar iar am văzut și romanță în timp ce a pus cărțile. Probabil că ei trebuie să-și calmeze un pic emoțiile, nu știu, pentru cineva. Oricum, calmați-vă emoțiile, deși până acum n-am văzut foarte multe emoții. Cam atâtica. Cam atâtica. Ascultați-vă intuiția, nu uitați. E pe cale să se creeze o iubire, da? Am văzut o nouă dragoste și apare inima înfășurată de doi șerpi. Doi oameni, repet, care se transformă. Nu întâmplător ați ales acest set de cărți cu doi fluturi, da? Doi oameni care se transformă. Sper că... Da. Cam asta este. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine. Și să vorbim despre numărul 3, cei care ați ales ametistul și aceste de cărți. Da? Ametistul, știți că predispune la comunicarea cu îngerii. Vă ajută să vedeți în viitor, să vă vindecați de trecut, să vă calmați mental. Dacă aveți un stres mental, vă recomand, sau dureri de cap, vă recomand ceai de lavandă. Ideea este că, totuși, v-ați întâlnit cu violetul ăsta. A, interesant. Interesant. Păi da. Unii dintre voi cred că v-ați întâlnit flacărea geamănă. Și zic de flacără geamă, nu de suflet pereche. Flacăra geamă. Dacă la... N-am vorbit încă, dar uite, vine acum informația. Dacă la numărul 2 sunt doi fluturi, da, suflete pereche, fluturile reprezintă sufletul, minte, psihic, da? Sufletul pereche. Aici cred că sunt flăcări gemene. De ce? Pentru că flăcările gemene sunt reprezentate de roșu și de albastru și roșii și albastru fuzionează în sau amestecate, creează violet, flacăra violet. Așadar, unii dintre voi deja v-ați întâlnit. Aveți o flacără geamă în mâini, deci chiar aveți și posibil deja v-ați întâlnit. Pentru că dacă a apărut violet, da, ați fuzionat într-o anumită formă, măcar mental, emoțional. Nu știu, fizic, se recomandă totuși cu flacăra geamănă să nu te culci chiar de la început, până nu se vindecă niște traume. Interesant. Aici a apărut ceva? A apărut? Da, interesant. Da, uite, apropo, 4 de bâte reprezintă flăcări gemene, dar, interesant, a venit cartea pe oblic. Unii dintre voi aveți probleme acasă. Aveți probleme acasă sau trebuie să renunțați la o altă relație pentru această flacără geamănă? Sau trebuie să renunțați la casă, la ceva. Apare o schimbare interesantă. Schimbare după o perioadă de stres și de probleme financiare. Dar a fost spus un adevăr cuiva, un adevăr care a dus victorie, care a dus victoria asupra unor traume, care a vindecat, dar care a venit cu mult stres. Pentru unul dintre voi.
Pentru că probabil unul din cele două flăcări gemene nu era pregătit. Și a apărut turnul, a apărut tăcerea, a apărut separarea bruscă, tăcerea necesară ca să se înțeleagă traumele, viața trăită în lipsuri, în frică de dragoste, în frică de adevăr, de credință. Ia uite, și am văzut trei de spade, ia uite cum trebuie să se da. Acum, viața asta poate că a fost așa trăită din cauza unei familii, din cauza ce am văzut la părinți. În fine. Hai să vedem. Hai să vedem. Numărul 3. Situația. Uite, un bărbat. Poate, eu știu, bărbatul acela trebuie să se transforme. Femeia e preîmpărăteasa, 9 de monede, buchetul. Femeia are multe reușite. Un bărbat și o femeie. Flăcări gemene. Interesant, vedeți voi. Am zis, celălalt nu știe prea multe. Ea este deja în abundență. Are multe informații, multe rezultate. Irii și albaștri spre indigo, care îmi plac foarte mult. Dar ea e înconjurată de flori, de energii benefice. El încă n-are nimic. Și poate să aibă bani în cont, poate să aibă orice. Din punct de vedere spiritual, la categoria flăcări gemene n-are nimic, acum învață. 2 și cu 8. Se transformă. Relația lui cu el, relația lui cu voi, relația lui cu alte persoane se transformă. Ca să devină ce? Unul, magicianul vieții sale. Să învețe să manifeste. Da, cu această haină verde, probabil, se gândește și e destul de închis, interesant. Probabil încă nu și-a deschis sufletul în totalitate, dar e foarte concentrat cu acest verde pe bani, pe stabilitate. Why not? Typically. Uf, ia uite, tigrul, yes. Popa mama. Ceva s-a întâmplat anul trecut, încă mai suntem. Da, trecem din anul tigrului înspre anul iepurilor. Dar se deschid porțile. Cred că ea arată calea. Ea arată calea. Dacă el vrea să urmeze bine. Dacă nu, asta e. 4 și cu 3, 3 și cu 4. 7. Numărul acestui an. Să iasă, vedeți că și aici tot verde. Să iasă, să-și deschidă haina, să-și deschidă sufletul, să iasă din această, din Matrix. Oh, da. Mai băgăm informații de actualitate, da? Wow, 44. Adevărul. Dar știți, acesta este Pluto. Ia uite și 4, 4, 4, ascultați 4, 4, 4 că tot apare. Ia, exact am zis. Eu pe ea o văd ca pe 9 de monede și pe ea la fel. O persoană înțeleaptă, mai singuratică, dar foarte înțeleaptă. Care s-a construit singură. Care își găsește stabilitatea în ea. În un mental puternic, un mental stabil. Dar nu încăpățâna diferență între 4 al împăratului. Și știți ce simte aici? E în 4D. Această persoană vede dincolo de 3D, de planetar, de terestru, de tonic, de cum vreți voi să ziceți. Tonic e cu HT. Da? Adevărul. A avut acces la adevăr și are acces la adevăr. Și am zis cineva, am văzut asul de spade, s-a spus un adevăr. De acolo, din izvorul cunoașterii, că era izvorul. Acum rămâne de văzut ce va face acest bărbat. Sau cum vă influențează pe voi acest bărbat. Vedem pentru cine, că poate sunteți doamne, poate sunteți domn. Încercați să vedeți, ia uite, 8 de cupe, transformare emoțională. Hai să lăsăm cupele goale și să mergem către marea cupă a iubirii față de noi înșine, de la 8 la 9. Da. Să ne iubim, să ne apreciem.
Și doar așa, doar iubind, putem intra într-o relație de dragoste adevărată. Că dacă nu iubești și aștepți ca doar celălalt să te iubească... Mai, ia uite, 10 de spade. A fost o trădare. A fost o trădare, au fost niște conflicte. Dar hai să lăsăm trădările, de orice natură ar fi. Pentru că sunt vremuri foarte speciale. Spun pentru cine, pentru că tot avem violet, da? Sunteți câțiva care ați ales violet și știți ce spun. Străbunii noștri, unii dintre ei, ar fi dat orice să trăiască asemenea vremuri, da? De acord cu mine. Ce mai apare? 3 de monede. Aș spune o reconstrucție, da? Să sperăm că nu e 3 de... niște scuze, eventual. Ia, magicianul, iar apare, magicianul. Hai să manifesti din dragoste. Blochezi, interesant, cineva trebuie să blocheze, să-și blocheze familia sau să-și pune granițe în spatele, da? Granițe. Față de familie, 10 de monede și 9 de bute. Pentru că în afara granițelor descoperă iubirea pe care, sau de care avea nevoie ca să poată să manifeste transformarea vieții sale. Să-și descopere puterile. Da, granițe personale. Nu mai vrem sacrificii, ne-am sacrificat ca proștii acasă. Granițe personale. Unul dintre voi a fost mai defensiv în această relație a sufletelor, a flăcărilor gemene. Și îi înțelegem. Și noi suntem defensivi, defensive uneori. Și noi am fost. Și până la urmă, e normal să fie o leacă precaut uneori, da? Dar acest adevăr transformă 4 și cu 4, 8. Îl va transforma pe cel care trebuie să se transforme. Hai, o dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, asul de cupe, ce frumos. Asul de bâte, sunteți nebun, pasiune și dragoste. De-a două suflete pereche. Ia uite, eremitul. Eremitul. Tăcere între voi, dar tăcere care trebuie rezolvată. Ia uite, 9 de monede iar. Acest personaj vă studiază, doamnelor, pentru că are foarte multe de învățat. Am zis, voi vă găsiți stabilitatea în voi și ei trebuie să învețe. Cu alte cuvinte, voi, doamnelor, sunteți mai bărbate decât ei. Sunteți mai bărbate decât ei și trebuie să învețe. Păi, da. Dezviteze. Brave, curajoase. Ia uite, 4 de bâte reapare. Spânzuratul. 7 de bâte. Și pe acesta și judecata. Ha? Interesant. Da, clar. Cine e aici? Cată ascensiunea. Caută. Îmi place cată. Caută ascensiunea. Să sperăm că celălalt nu-și blochează șansele la ascensiune. Însă, o chestiune, iar. Hai să mai zicem și despre alte lucruri normale. Hai să zicem. E o chestiune legată de casă. Cineva se sacrifică prea mult acasă cu spânzuratul. Prea mult. Repet, trebuie să învețe să pune granițe în fața unor persoane de acasă care îi sacrifică foarte ușor. Și în momentul în care reușești să pui granițe, poți să renaști. Dincolo de aceste granițe, îți faci cercul tău magic în care tu renaști, te transformi. Semne de foc, pești, scorpion, deocamdată. Să mai vedem, mai vedem. Ia uite, valetul de cupe, niște scuze, cineva trebuie să se gândească. Ori stă și vă urmărește de la distanță cu valetul de spade. Ori își cere scuze. Tăcerea a fost. A fost o tăcere. Cu doi de spade, un blocaj între voi, o tăcere. Dar interesant. Văd, aici e izvorul. Izvorul și marele preot. Izvorul tămăduire, zic eu. Și asta confirmă marele preot. E un izvor sacru. Cineva, mai, am zis, ea are acces la un izvor vechi.
sfânt de cunoștință. Puteți să-i spuneți și Akasha, puteți să-i spuneți cum vreți. Și ea predă. Și ea predă. Oferă înțelepciune, consiliere celor care o ascultă. Este o ea. Dar am zis că energie masculină e mai bărbată decât el. Dar apare mare preot. Pe lângă asta, intuiția voastră vă spune că este un contract spiritual între voi doi. Și acest personaj trebuie să crească, cavalerul de monede. Trebuie să crească. Să se reconstruiască cu 3 de monede. Hai să vedem. 4 de bute. Februarie. Smute. 4 de bute, te rog frumos. 4 de bute. Și iar, da. Nu, oare nu poți să mai devreme? Nu, de bute și 4 de bute. Da, cineva trebuie să vadă dincolo de confuziile, de iluziile pe care le-a trăit. Ori acasă, ori în afara casei. Și să-și găsească echilibru. Dar mai vedem. Spânzuratul, te rog frumos. Mai vedem. Spânzuratul. Pentru început, spânzuratul și marele preot, iar sacrificii acasă, n-am cum să nu zic chestia asta, pentru că așa ați fost învățat. Biserica v-a zis că trebuie să vă sacrificați. Este evident mesajul pentru cine are habar de mai multe, da? Biserica v-a învățat să vă sacrificați pentru casă, pentru neamuri, pentru soț, soție. Nu contează că sunteți fericiți, că sunteți traumatizați, nu contează. Însă, cine s-a sacrificat a și învățat și a ajuns să fie profesor. În fine, dar, ia uite puterea. Apropo, regina de spade a învățat, a învățat. A refuzat, interesant, diavolul. Oho, felicitări, cine a refuzat diavolul, felicitări. O întâlnire karmică între voi și acest diavol. Bine, e metaforic, evident. Și împărăteasa s-a simțit trădată, a fost trădată de acest diavol. Cu alte cuvinte, poate să fie flacăra geamănă în varianta sa negativă, netrezită. Băți de chibrit. Am făcut așa un pic de mișto. Sau doar bâtă fără flacără, știți cum e? Fără flacără sacră, fără pasiune, fără înțelegere. Însă, ce mai simt? Hai, Elene, hai că să scot. Totuși vorbim de februarie. În februarie, uite, 7 de monede, 7, da. 7, 7, 7, 7. Ascultați despre 7, 7 și 4, 4 tot a revenit. Ia uite, marea proteasă. Mai intuiția vă spune că, nu știu, pentru unii dintre voi, că vă veți căsători cu acest personaj? Sau chiar dacă acest personaj deja căsătorii s-au fixat pe bani, ceva nou se va manifesta între voi doi? Da. Ceva nu se va manifesta. Intuiția vă spune. Aveți niște vise, aveți niște chestii, niște premoniții. Poate un proiect, dacă nu e o nouă relație sau dacă nu e o... Dar cineva visează. Orică va fi căsătorit. Interesant. Avem marele preot și marea preoteasă. Haideți să vedem, da? Care simte. Regele de monede pentru mine este bărbatul căsătorit. Simte că acesta este bărbatul ei. Nu vreau să vă creez iluzii, vedeți, sunt mesaje. Alegeți, alegeți, alegeți. Cu discernământ, vă rog frumos. Cu care, într-adevăr, poate să înceapă ceva nou dacă se iau alegerile potrivite. Da? Cineva vrea să renunțe la independență. 9, 9 de monede și cu 1, 10.
să facă casă cu voi sau voi vreți să faceți casă cu ei. Sau dacă nu casă, repet, un proiect care să aducă abundență, un proiect care să vă unească flăcările, da? Și să creați, e vorba de misiune specială. Nu mai știu cum era filmul ăla. Misiune specială era Bond, nu? Uh-huh. Opa, poate sunt niște chestii secrete. Bond. Poate cineva lucrează pentru... În fine. Dați-mi un pic voi, înainte să aleg pentru judecată, ce vreau să zic. Posibil. Și unul și celălalt... Simțiți, intuiți că spânzuratul are niște capacități extrasenzoriale, casa a 12-a peștilor, a 12-a. Și a peștilor, dar a, și a 12-a, da? Comunicare cu figuri sacre, cu forțe mai presus de noi. Cineva face travel prin univers, face călătorie prin univers, mai călătorește și prin somn și nu doar prin somn. Probabil practică lucid dream sau practică în meditație. Știți voi, nu degeaba ați ales mov, violet, ametist, de-aia vă și zic. Pentru că unii dintre voi înțelegeți. Unul dintre voi tot călătorește și primește informații. Uh-huh. Celălalt simte și acela. Și din acest motiv nou de bâte îl văd ca pe... ca fiind determinarea unuia, cel puțin a unuia dintre voi, de a proteja. Pentru că nouă de bât e foarte determinat. Și protejează. E Chiron, care vindecă, pentru că a suferit foarte mult. Protejează această relație. Da, clar, că trebuie să vă protejați și casa, asta e una la mână, că trebuie să aveți credință, da, că trebuie să vă puneți granițe și în spatele granițelor să investiți cu grijă, apropo de criza financiară. Pentru că vreți să ascensionați și o să vedem ce mai înseamnă judecata. Asta lucruri, lucrușoare și lucruri, da? Dar vorbim și un pic mai mult decât atât. Unii dintre voi vreți să protejați această conexiune foarte profundă și unul dintre voi vrea musai să se lupte, pentru că nouă de bute poate să fie și luptător, dar să se lupte pentru această conexiune, prietenie, pentru că simte, dar eu zic că amândoi simțiți, că ceva stabil trebuie să se manifeste, zic stabil ca să nu zic musai relație sau casă sau căsnicie, pentru că flăcăregemele nu se căsătoresc. Da, adică pentru ei căsătoria la primărie. Deci vă rog frumos să faceți diferența între relații karmice, suflete pereche care se mai căsătoresc, da, și flăcările gemene care n-au nevoie de căsătorie. Ei sunt deja căsătoriți din alte vieți. Din alte vieți și în alt context. Și când vorbesc de alte vieți, mă refer și la alte planete. Da? E o legătură spirituală, sacră, da? Sunteți căsătoriți deja în alte dimensiuni, în alte spații, în alte... Și nu-i place genul ăsta de etalări, vă rog frumos, căutați în altă parte, nu pot să vă zic. Da, despre bani, da, ok, protejați-vă banii, protejați-vă grădina, exact ce am zis mai devreme, investițiile, protejați-vă investițiile și lucrați cu răbdare, cu răbdare, cu răbdare. 7-7. Ce pot să zic? Cineva își ascunde bani. Oho, mersi, cineva își ascunde banii. Dar vrea să facă totuși un cadou, să inițieze ceva cu astfel de monede. În fine. Dar un mesaj pentru cineva. Dar hai să vedem totuși judecata. În februarie. Judecata. Regele de monede. Despre care tu vorbeam. Ia uite, deci se confirmă? Am amestecat în fața voastră. Iar turnul și marea preoteasă. Probabil că el nu știa ce să facă, tot era pe drumuri, era mai aventuros, a fost atras de ea, că ea e sclipitoare, că dacă ea e trează, strălucește prin toate, eu știu, prin toți pereții, vibrează. Înțelegeți voi ce zic, da? Cineva a simțit totuși, marea preoteasă a simțit că e ceva neregulă și a plecat, dar plecarea sa aduce trezirea celuilalt, da? Trezirea celuilalt, pentru că n-a știut ce să aleagă. Și în această tăcere se dorește
Cu judecata înseamnă împăcare. Se dorește împăcare. Și acest rege de monede, personaj cu bani, care n-a arătat că are bani, sau poate n-a arătat că e căsătorit, iar variază de la om la om, ar vrea totuși să ofere. Ar vrea să manifeste acest as de monede. Acum trecând peste acest împărat, mare preot, la voi se va manifesta pe plan personal un nou proiect, un spor de bani. Aș vrea să simt voia, dați-mi voie să clarific regele de monede. Am simțit. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte pentru regele de monede. O să clarific și cu celelalte cărți. Mai dăm o carte. Regele de monede. Fecioară, taur, văd ceva capricorn eventual. Nu prea am văzut deocamdată capricorn, fecioară și taur. Elemente de foc. Pluto, scorpion, oriunde ar fi el. Ia uite, doi de monede, doi de... Mie mi-apar așa, că acest, pentru unii dintre voi, cineva, o figură masculină, vrea să se implice consistent într-o împăcare. Vrea să fie și stabil, vrea să și crească împreună cu voi. Vrea să-și asculte intuiția. Vrea să asculte chemarea. Chemarea de a fi cu voi, de a fi alături de voi, de a vă susține. Și aș spune că dacă acest personaj la un moment dat a fost între două situații, blochează aceste situații. Dacă a fost indecis, va decide. Pentru că probabil s-a lăsat influențat și de atracția fizică și a trădat-o, sau de alte atracții și a trădat-o pe împărăteasa sa. Însă, hai să vedem și cu celelalte cărți. Ideea este că dacă acest personaj vrea împăcarea, nu înseamnă că vreți și voi. Voi, în primul rând, vreți ascensiune. Voi vreți renaștere. Dacă acest personaj vă urmează, bine. Am zis, încă nu s-a deschis sufletește. Rămâne de văzut. Cu judecata. Posibil să vrea să fie vulnerabil în fața voastră. Că voi sunteți singurii sau singurele, singurele mai degrabă femei, energie feminină. Să știți că Duhul Sfânt este uneori asociat cu energia feminină, apropo. Shehina e energie feminină. Iar știu că am niște ascultători care, alegând violetul, au ceva cunoștințe. Ia să vedem. Numărul 3. O dată, de două ori, de trei ori. Toate cuvinte. Ia uite, îndrăgostiți. E o relație sacră între voi, echilibrată. Se poate echilibra. Dacă n-a fost echilibrată, se poate echilibra. Dar, deocamdată, am zis, păziți-vă casa, locul, eventual relația. Unul dintre voi trebuie să lupte, celălalt să-l lase să se lupte. Intuiția vă spune că sunteți suflete vechi, aveți un contract spiritual deja, însă, dacă unul dintre voi se sacrifică pentru familie, la modul fanatic, asta e.
și vă pun în așteptare și sunt defensiv, voi veți renaște dincolo de aceste tradiții. Voi veți renaște dincolo de aceste tradiții. Când sunt mai multe variante. Pentru unii e posibil ca acest personaj să simtă să viseze că vrea să fie căsătorit cu voi, vrea să vă fie sprijin. Dar, hai să vedem. N-am tăiat încă, nu? Acum tai. E o poveste de dragoste. Ia, uite, 2 de cupe! Ce frumos! Am zis că vor să se lupte, 3 de monede. Mai, nu ziceți că săptămâna asta vă îmbrățișați? Dar cineva e determinat să păstreze această legătură. 4 de bâte și 2 de cupe. Păi să se lupte. Care, de ce? Merită. Merită. Da. Și să construiască această legătură sacră, să se... Nu să-i sacrifice, să se implice conștient. Să creadă, că ambele sunt cărți spirituale, să creadă, și 3 de monede reprezintă credință. Credință că dacă lucrăm împreună, putem crește. Ce lucrăm la catedrala noastră. Ia uite, 7 și 8 de monede, da. Dacă voi sunteți defensivi, ei vor spune nu. Ok, lasă că muncesc. Mai muncesc un pic până îi conving. Și iar regele de monedele, sunteți nebuni. Ce vrea, mă, regele ăsta de monede? După regele de monede apare regele de cupe și steaua. Să nu ziceți că îi apucă plânsul, că își doresc împăcare, că voi vindecați, că voi străluciți, că voi ascensionați. Mă, ar putea să fie o împăcare. Ar putea. Și când vorbesc de rețe de monede, vorbesc de un personaj stabil. Stabil. Financiar. Adesea foarte încăpățânat. Dar știți ce văd eu acum? Wow. Un personaj care începe să doneze. Oh, ce frumos ar fi. Știți, acum parcă mângâie acest taur. Știți, v-am zis, mie mi-aduce aminte de Spania, dar acum văd altceva. Am văzut altceva acum. Deci parcă mângâie acest taur. Băi, atâta te-ai sacrificat ca alții să râdă de tine. Atât te-ai sacrificat și alții s-au bucurat de moartea ta, de rănile tale. Atât te-ai sacrificat pentru bani. Ia de aici, de la tata. Ia un premiu. Du-te. Că am suficient că pot să dau. Eu asta simt. Și apropo că apare sub ascensiune acest rege de monede. Și știți voi, în momentul în care ții la bogăție, n-ai cum să crești spiritual. Și acum, la regele de cupe, știți ce văd? Renunță la această... Regele de cupe își reține emoțiile în echilibru. A spune că acest rege de cupe începe să arate. Să arate că iubesc. Rege de monede, rege de cupe, nu contează. Un personaj destul de încăpățânat care a reținut emoțiile, a încercat să fie în echilibru și a reținut și banii, se pare, dar începe să devină... Pare că se transformă, că judecata ține de o transformare, da? Eu asta văd, mai dragii mei. Măi, dragii mei, pentru că cine aici inspiră? Cine aici este steaua? Steaua, flacăra cealaltă care e trezită și inspiră, care e vulnerabilă și care vindecă. Se vindecă și pe ea, îi vindecă și pe alții. Călătorește în timp și spațiu. Acest personaj vrea să se vindece prin voi, cu voi. Cu 8 de bâte vrea să evolueze și vrea să vină, să fie într-o
Într-un parteneriat, dați-mi voie să zic parteneriat, prietenie, colaborare, dacă nu neapărat poveste de dragoste. O colaborare, înțeți, am început cu îmbrățișarea, bine, asta s-a dus un pic mai spre martie, să zicem. Se termină tot cu îmbrățișare. Pentru că voi ați fost în stare să îi înțelegeți dincolo de ego, de fiara din ei, frumoasa și bestia. Ați văzut că poate, acest personaj poate și chiar dacă nu o să vedeți acum, o să vedeți la un moment dat, da? 6 de cupe. Ia uite, o împăcare. Vă întoarceți acasă. Eu ce-l văd pe Marele Preot, vă întoarceți acasă. Și începe ceva nou. Da. Ia uite, judecata. Iar apare judecata și Marea Preoteasă. Intuiția voastră v-a spus că acest personaj va renaște. Va renaște. Diavolul și judecata și Marea Preoteasă. Păi voi ați știut că se vor lupta și chiar dacă nu o să-i vedeți, nu-i vedeți acum luna asta, o să-i vedeți la un moment dat. Intuiția voastră v-a spus că nu e degeaba ce ați vorbit, ce s-a manifestat. S-a spus un adevăr. Mi-aduc aminte că am spus la început. E etalare mai lungă. Că veți manifesta ceva nou, valoros. Și vă veți întoarce acasă. Apropo de doi, roșu și albastru, într-unul, în flacără. Dar, și 6 de cupe înseamnă păcare și judecata înseamnă împăcare, da. Acum stă și judecă acest personaj. Ce a făcut, ce să fac, ce așa. Și o să înceapă să dea. Să muncească. Și chiar dacă e un lucru care durează, o să vedeți rezultatele. Nu știu, eu cred că o să vedeți. Mici pași. Poate eu acum v-am spus într-un mod excepțional și cine știe ce imagini vă creați în minte. Dar veți vedea schimbarea. Veți vedea. Înainte să ascensionați, eu știu, o să vorbesc despre asta, sunt mai multe tehnici și mai multe, nu tehnici, mai multe etape și feluri în care vom ascensiona. Veți vedea cum se transformă. Dar, începem cu îmbrățișare. În februarie, pe 2, poate pe 4 februarie, poate pe 9 februarie, nu știu dacă pe 2. Dar, poate, nu știu, aș vrea din tot sufletul să începeți februarie cu îmbrățișare, cu împăcare. Și să crește, să munciți împreună. Pentru că intuiția, visurile, conexiunea în alte dimensiuni este deja făcută. E deja făcută în alte dimensiuni. Rămâne aici în 3D să vedeți ce creați împreună. Cam atât. Sper că vă... nu, stați un pic să dau și mesaje. Mesaje de la înger pentru voi. Și să pun tot pe regele de monede aici. Așa. Și steaua. Acțiunile vorbesc puternic. Take a chance on love, dați-vă șansa la dragoste. Seamănă cu 6 de spade, să lăsați în urmă apele tuburi și să mergeți înspre dragoste, să treceți prin portalul acesta și următoarele. Ups! Ia uite, alegeți și voi dragostea, zic și voi că a fost și la numărul 2, 21. Încheiați un ciclu și alegeți dragostea. Măi, legătură spirituală, exact ce am zis până acum. Legătură spirituală, dragostea face diferența. Păi, amabilitatea voastră i-a învățat și pe ei să fie, știi, like attracts like, sunteți amabili și ei devin amabili în preajma voastră. Păi, ați vorbit limbajul dragostei și v-a auzit. Ia uite, I love you. Ați spus, poate de la distanță, poate într-un mod subtil, energetic, i-a spus cuiva. Că iubiți și au auzit, iar la nivel energetic. 2 și cu 1, 3. Puteți să creați. Vedeți voi, să creați o nouă lume, veți fi noua lume. Eu cred că unii dintre voi veți fi împreună cu acest personaj și în lumea cea nouă.
Dar, până una alta, puteți crea în această lume ceva special. Mai, ce frumos! Aveți încredere, apropo, luna nouă în Fecioară, poate să însemne ceva, aveți încredere că va fi bine. Lucrați un pic cu sentimentele voastre, cu mai faceți-vă timp de respirație, de exerciții de respirație și nu uitați că sunteți iubiți. Ei își aduc aminte că voi îi iubiți necondiționat, dar nu înseamnă că nu puneți granițe personale. Necondiționat, dragii mei, nu înseamnă că nu puneți granițe personale. Relaxați-vă un pic și cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ceau, ceau!